Aici avem o factură de la un furnizor de gaze, unde avem un consum într-o perioadă de 30 de zile de 7600 de kW, ceea ce mi se pare foarte mult. La un consumator casnic avem o sumă de plată de 21.800 de lei. Factura uriașă la gaze naturale de peste 4.000 de euro pentru o singură lună e doar un exemplu de situație atipică reclamată de clienți la protecția consumatorilor. Inspectorii verifică dacă furnizorii acordă compensații și respectă prețurile plafonate stabilite de lege. Urmărim ca toți furnizorii de energie electrică și gaze să respecte legea, în sensul în care factura la energie nu trebuie să depășească 1 leu pe kilowatt, și 0,37 de bani pentru gaze. Vor fi controlați toți furnizorii de energie electrică și gaze. Noile controle vin după ce ANPC a amendat recent un furnizor cu 50.000 de lei și l-a obligat să recalculeze consumurile, pentru că nu a compensat facturile clienților. În replică, reprezentanții furnizorilor susțin că unele companii de utilități au întâmpinat probleme în aplicarea schemei de compensare. Nu a fost o legislație absolut clară pe aceste lucruri și probabil că aceste controle vor vedea și dacă au fost deficiențe de ordin organizatoric, să spunem, al furnizorilor, dar din punctul meu de vedere, sub nicio formă, nu au fost o rea intenție. Calculul nu e atât de dificil, e foarte clar în lege, deci n-ar trebui să pună probleme. E foarte clar că sunt unii oameni care nu înțeleg că trebuie să lucreze pentru cetățenii României și nu împotriva lor. Pentru clienți, cea mai mare problemă rămâne valoarea facturilor în condițiile în care consumul de energie a crescut odată cu venirea sezonului rece. Am plătit cam aproape dublu față de cât plăteam înainte. Plăteam de la 400 de lei, am ajuns acum, plătim undeva la 800, la gaz. Dacă vor găsi nereguli, comisarii de la Protecția Consumatorilor vor aplica amenzi și vor cere recalcularea facturilor.